Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod al videoblogului bursier investește-la-bursă.ro Videoblog unde vorbim despre ce înseamnă să investești la bursă din perspectiva unui simplu investitor, așa cum sunt eu și așa cum probabil sunteți și voi cei care mă urmăriți. Numele meu este Rares Mihailă, sunt din Târgu Mureș, iar episoadele pe care le realizez săptămânal aici pe videoblog sunt dedicate atât investitorilor care iau Acum primul contact cu domeniul investițiilor la bursă, dar și investitorilor cu mai multă experiență care caută analize și noi oportunități de investiții. Așadar, dacă sunteți nou pe acest canal și sunteți interesați de domeniul investițiilor la bursă, vă puteți abona cu încredere. În episodul de astăzi vom discuta despre ce înseamnă investițiile pasive la bursă, un domeniu pe care nu l-am mai abordat până acum aici pe videoblog. Ne vom uita. Cum putem face investiții pasive la bursă, sunt foarte accesibile tuturor, și ne voi uita la trei portofolii de investiții care au la bază această idee de investiții pasive, și vă voi arăta și multe, multe alte exemple de portofolii unde le găsiți și cum vi le puteți construi. Așadar, un episod foarte interesant astăzi. În primul rând, ce sunt aceste investiții pasive? Noi aici, pe videoblog, am discutat foarte mult de investițiile active. Sunt și eu mai pasionat de această, această nișă a investițiilor active, dar investițiile pasive presupun au ca scop principal maximizarea randamentelor obținute, ceea ce ne dorim cu toții, dar prin minimizarea tranzacțiilor realizate. Investițiile active despre care tot am discutat aici pornesc de la ideea că Trebuie să descoperim acele companii în care merită să ne investim banii. Presupun o analiză atentă a acestor companii, ceea ce am făcut și eu aici pe videoblog, calcularea posibilelor randamente ale dividendelor. Cumpărăm astăzi acțiunile băncii Transilvania, deoarece au anunțat rezultate bune. Le ținem până undeva la finalul anului, când vedem că, probabil, rezultatele nu mai sunt așa de bune, le vindem, cumpărăm acțiunile rongaz, le menținem 3-4 luni, 6 luni în portofoliu, le vindem pe celelalte, cumpărăm acțiunile pe trom și tot așa. Asta presupune un management activ al portofoliului, adică trebuie să fim mereu atenți la rezultatele financiare și să identificăm cele mai ieftine și cele mai bune companii în care să investim. Însă, această strategie are și anumite beneficii, dar vine și cu dezavantaje, deoarece presupune o muncă ceva mai atentă și ceva mai laborioasă de a, de a face management acestui portofoliu și totodată și tranzacții mai multe, tranzacții în urma cărora noi trebuie să plătim ceva comisioane brokerului și asta duce la erodarea randamentelor la final de an. Cu cât faci mai multe tranzacții, cu atât plătești mai multe comisioane brokerului și Randamentul portofoliului la final de an are de suferit. Investitorii care adoptă strategia pasivă, despre care o să discutăm astăzi, pornesc de la ideea buy and hold, adică își stabilez de la bun început în ce active își vor investi banii și, periodic, probabil de câteva ori pe an, fac câteva achiziții bazat pe acea alocare care și-o stabilit-o inițial și mențin acea alocare ani la rând, poate chiar zeci de ani. Presupune la început construirea acelei alocări care pornește de la profilul investitorului. Dacă un, ai un profil ceva mai conservator, atunci probabil vei pune mai mulți bani în instrumente cu venit fix, cum ar fi titluri de stat, ETF-uri pe titluri de stat, ETF-uri pe obligațiuni corporative sau chiar obligațiuni corporative, și poate ceva mai puțin bani pe acțiuni sau active care sunt mai volatile. Dacă ești un investitor cu un profil mai agresiv, atunci vei aloca o mai mare parte a banilor către acțiuni, mărfuri și așa mai departe. Deci odată ce ți-ai construit această alocare și ți-ai stabilit că aceasta este calea sau portofoliu pe care îl voi urma de acum mulți ani la rând, trebuie doar să investești în acele instrumente și vei fi atent să menții acele proporții pe care ți le-ai stabilit inițial. Investitorii care adoptă această alocare pasivă sunt de părere că această strategie reușește să obține randamente mult mai bune pe perioade lungi de timp decât o alocare activă și un management activ al portofoliului. Și poate cel mai bun exemplu în acest sens ne-a fost oferit de celebrul investitor Warren Buffett, care la începutul anului 2008 a pus un pariu pe 2,2 milioane de dolari și a spus așa că indicele S&P 500, cel mai mare și cel mai cunoscut indice bursier din Statele Unite, va reuși să obțină un randament superior față de oricare alt fond de investiții cu management activ pe o perioadă de 10 ani. Așadar, dacă vom măsura performanța indicelui S&P 500 începând de la 1 ianuarie 2008 până la finalul anului 2017, ar trebui ca acest indice să obțină un randament superior de față de orice alt fond mutual cu management activ. Și dacă ne uităm la rezultatele obținute de cele 5 fonduri de investiții care au îndrăznit să se întreacă cu indicele S&P 500, Putem observa că la finalul anului 2016, deoarece pariul s-a încheiat mai repede decât 10 ani, deoarece rezultatul era destul de clar și în anul 2016, cel mai bun fond mutual, fondul C, a obținut un randament de 62%, 62,8%. Restul a obținut randamente destul de scăzute, 8,7, 2,9, 7,5, fondul E, iar indicele SP 500 a obținut un randament cumulat de 85,4% la finalul anului 2016. Așadar, o alocare pasivă, adică o investiție în indicele SP 500, a reușit să obțină randamente mult mai bune și dacă ne, uit ne gândim la faptul că um, aceste fonduri de investiții au niște oameni pregătiți, oameni competenți, manage, manager de fond care pot să aleagă companii uh, nu doar din indicele S&P 500, pot să aleagă, pot să includă uh, în fondurile lor de investiții și alte companii Uh, companii probabil ceva mai mici, dar uh, companii uh, în curs de dezvoltare, uh, companii care poate au și o politică de dividend mai atractivă decât uh, companiile din indicele SP 500, uh, performanța lor este, uh, performanța obținută pe parcursul acestor 9 ani cât s-a desf desf desfășurat experimentul, uh, mi se pare chiar, chiar foarte slabă. Dar care ar fi avantajele unei strategii de investiții pasive? În primul rând, ar fi simplitatea. Nu mai trebuie să stai să analizezi companii, să faci diverse tabele, așa cum fac eu periodic pentru a evalua rezultatele financiare ale companiilor. Totodată, simplitatea de a investi în acele instrumente ar fi un alt avantaj. Ți-ai stabilit o serie de instrumente financiare în care investești, 3-4 instrumente financiare și în fiecare lună o parte din salariu sau o la 3 luni, odată la 6 luni când îți propui Investești doar în acele instrumente, nu trebuie să faci alte, alte analize, să determini care sunt companiile, să stai la discuții cu brokerul să vezi dacă compania aia e bună, compania cealaltă nu e bună Deci ar fi foarte simplu un alt lucru ar fi, un alt avantaj ar fi disciplina pe care o vei avea odată ce ți-ai asumat o astfel de alocare. Trebuie doar să investești în 3-4 instrumente și poți să faci, de exemplu, chiar și transferuri automate din internet banking între anumite fonduri de investiții și banii să, să fie investiți automat. Un alt avantaj pe care îl văd ar fi avantajul costurilor, comisioanelor, care vor fi mult mai mici în cazul în care adopți o astfel de strategie. Probabil nu vei face la fel de multe tranzacții ca atunci când Investești în, în acțiuni individuale și trebuie să faci analize, să marchezi profitul acolo, să marchezi probabil o pierdere dincolo. Există de asemenea un anumit comision, probabil la acordarea dividendelor. Unii broker practică astfel de comisioane, mai plătești și un impozit pe dividende de 5%. Dacă alegi o investiție în fonduri de investiții cu acumulare, nu vei avea. Nu vei avea un astfel de impozit. Așadar, și din punct de vedere a taxării, ești mult mai avantajat. Cum faci aceste investiții pasive? Poate cea mai simplă metodă de a adopta o astfel de strategie de investiții pasive este prin intermediul instrumentelor de tip ETF. Aceste instrumente sunt niște fonduri de investiții listate la bursă pe care le poți cumpăra ca oricare acțiune listată la bursa. Există și pe Bursa de Valori București un astfel de instrument ETF care mimează evoluția indicelui BED și de la lansare a avut o evoluție spectaculoasă. Niciun an, niciun an acest ETF nu a avut nu a încheiat anul pe minus. Și dacă ne uităm la portofoliile noastre de investiții putem vedea, dacă am analizat randamentele obținute de portofolie noastre de investiții, probabil nu mulți dintre noi am reușit să obținem un randament la fel de bun ca acest ETF. De exemplu, în anul 2019, până la data la care filmez eu acest video, la începutul lunii septembrie, ETF-ul BET are un randament de 29,5%. La sută. Portofoliul meu nu are în momentan un astfel de randament. În anul 2018, un randament de 3,6%, în condițiile în care bursa s-a prăbușit la finalul anului 2018, și toți anii din câte văd, din 2012, de la lansare până în 2019, numai randamente pozitive. Așadar, un investitor care ar fi investit doar în acest ETF din 2012 până în 2019 ar fi avut până acum un randament foarte bun și nici măcar nu trebuia să analizeze niciun fel de companie, doar să cumpere periodic acest ETF. Nu este o recomandare de investiție, este doar, sunt doar datele istorice. Nu știu dacă acest ETF va avea o, un randament similar și anul viitor și peste 2 ani. Este imposibil de prezis acest lucru. Discutăm doar de rezultatele, randamentele istorice. Așadar, cea mai, cea mai ușoară modalitate de a investi, de a adopta o strategie, strategie de investiții pasive este prin intermediul instrumentelor ETF. Avantajele cu care vin aceste instrumente, primul avantaj pe care văd și cel mai important îl consider a fi diversificarea. Noi am mai discutat aici pe videoblog de faptul că este foarte important să ai un portofoliu diversificat, adică să ai instrumente de mai multe tipuri în portofoliul tău și să nu fi expus doar pe acțiunile băncii Transilvania, 100%, toți banii îi bag acolo pentru că cea mai mare bancă din România. Dacă, după cum am văzut la finalul anului 2018, vine guvernul și zice taxă pe activele bancare, acțiunile băncii Transilvania se duc în cap. Așadar, este bine să ai și obligațiuni, și aur, și uh, diverse mărfuri și acțiuni la Bursa de Valori București și acțiuni pe piețe internaționale, și acest lucru este foarte ușor, această diversificare este foarte ușor de realizat prin aceste instrumente de tip ETF, care sunt de fapt niște coșuri în care sunt puse mai multe acțiuni, mai multe obligațiuni de diverse tipuri de pe diverse piețe. Transparența este un alt lucru foarte important. Intrați pe site-ul celui care face managementul acelui ETF, acel fond de investiții care face managementul acelui ETF și puteți vedea lunar rapoarte despre cum s-au investit banii din acel ETF. Comisioanele de administrare foarte mici pe care le practică aceste fonduri de investiții deschise este un avantaj important, deoarece comisioanele, după cum am discutat anterior, comisioanele ne erodează randamentul pe care îl putem obține pe acel instrument. Și, de exemplu, există ETF-uri care investesc pe piețe internaționale și ne vom uita imediat peste o listă de asemenea și unde le găsiți. Au aceste ETF-uri care investesc, de exemplu, în indicele S&P 500, au un comision anual de administrare de 0,07%, deci foarte, foarte mic. Sunt foarte accesibile, la fel ca oricare altă acțiune în care investiți, Trebuie doar să le cumpărați de pe bursă, prin intermediul unui broker, și aveți imediat o expunere pe un anumit sector. Și asta este un alt lucru foarte important, un avantaj pe care îl văd dacă investiți în aceste instrumente: faptul că veți avea instant o expunere pe piața din Statele Unite. De exemplu, dacă vreți să investiți în cele mai mari companii din Statele Unite, alegeți, de exemplu, un ETF, un asemenea instrument care investește în uh, companiile care fac parte din indicele S&P 500 și veți mima atunci evoluția indicelui S&P 500. Dacă vreți o expunere pe piața din China, nu e nicio problemă, găsiți un ETF care uh, investește doar în acele companii. Un alt avantaj pe care văd este faptul că veți obține imediat o expunere pe alte valute decât leul. Uh, multe din ETF-urile despre care am discutat anterior sunt cotate în alte valute, în euro, dolari. Așadar, dacă veți investi în acele ETF-uri, va trebui să faceți această investiție în euro sau dolar și acest lucru nu poate fi decât foarte benefic, având în vedere că leu se depreciază continuu față de aceste valute. Așadar, veți avea și o protecție din acest punct de vedere. Dar să trecem acum la practică și să vedem cum ne putem construi un asemenea portofoliu de investiții pasive prin intermediul instrumentelor de tip ETF, deoarece acestea am stabilit că sunt cele mai avantajoase pentru noi, mici investitori. Pentru a construi un astfel de portofoliu de investiții, eu am ales oferta celor de la XTB, dar puteți alege orice alt broker. Sunt și alt broker din România care oferă acces la piețe internaționale și la asemenea de instrumente de tip ETF. Eu am ales oferta celor de la XTB, deoarece au comisioane foarte avantajoase pentru noi mici investitori și au o colecție de peste 150-160 de ETF-uri, acțiuni internaționale, mărfuri și multe, multe alte instrumente. Au un birou la București cu suport în limba română. Conturi bancare la băncile din România, conturi în lei, euro sau dolar, deci mi-este foarte ușor să transfer banii la costuri foarte mici și să-mi alimentez contul de investiții acolo. Un curs, curs valutar foarte avantajos dacă trebuie să fac conversia din lei, cum este cazul meu, că am salariu în lei, și să fac conversia în euro sau dolar îmi oferă un curs foarte avantajos. Și platforma de investiții este superbă, deci îmi place foarte mult, oferă platforme desktop pe Windows, pe Mac, pe mobile, pe web. Au, am înțeles, o echipă de peste 120 de programatori care muncesc continuu la îmbunătățirea acestei platforme de tranzacționare și vom intra imediat pe ea să vedeți cum arată și ce funcționalități vă oferă. Dar revenind la oferta de ETF-uri, pe site-ul lor puteți vedea că oferă atât ETF-uri cât și acțiuni clasice, peste 2100 de astfel de acțiuni clasice. Găsiți acțiuni atât de pe bursa din Statele Unite cât și de pe bursele din Europa. Și instrumente de tip CFD, atenție, sunt foarte riscante, nu le recomand începătorilor. Sunt instrumente cu efect de levier foarte, foarte riscante, dar Colecția de ETF-uri este impresionantă și, de exemplu, dacă aleg aici un ETF la întâmplare, de exemplu, iShares European Property Yield, și îl caut acest ETF pe Google, putem vedea că îmi oferă o expunere pe piața europeană de real estate, adică pe piața europeană de imobiliare, și investește direct în companii care fac management de imobile și pot obține imediat o expunere pe piața imobiliară din Europa. Randamentul de la începutul anului este de 13,4% și este un ETF care distribuie și dividende. Așadar, este foarte ușor să obțineți o expunere prin intermediul acestui ETF, o expunere pe piața imobiliară și să deveniți un investitor în sectorul de imobiliare de pe piața din Europa prin, printr-un astfel de ETF. Se poate cumpăra la 42 de euro și obțineți imediat o expunere pe sectorul de imobiliare. Dacă vrem să investim în indicele S&P 500, avem și aici un ETF care investește în indicele S&P 500 și putem obține imediat o expunere pe statele, pe piața din statele Unite. Platforma de tranzacționare este în continuă dezvoltare și este o platformă destul de complexă. Dar, în același timp, este foarte ușor de a investi în aceste ETF-uri. Doar trebuie să mergem la secțiunea de ETF-uri, aici în platformă, să căutăm simbolul acelui ETF și putem imediat lansa un ordin de cumpărare. Conversia valutară se face automat dacă este nevoie și uh, imediat putem obține o expunere pe uh, ETF-ul care investește pe piața din Statele Unite sau Europa, putem face și analize tehnice, uh, avem toate instrumentele de care avem uh, nevoie. Vă puteți crea un cont demo uh, la cei de la XTB, voi pune link-ul în, în descrierea acestui video și puteți testa platforma oricât uh, aveți nevoie, și aveți avea acces și la o serie de tutoriale foarte bune pentru a învăța cum să utilizați platforma Xstation a celor de la XTB. Vă promiteam la începutul acestui video și câteva exemple de alocări pasive pe care le puteți urma și voi. Nu este o recomandare de investiții, ci doar câteva exemple pe care să le analizați și să le adaptați în funcție de nevoile voastre. Primul și cel mai cunoscut exemplu în acest sens este portofoliul All Weather al lui Ray Dalio, portofoliu perfect pentru orice vreme, așa cum i-a spus Ray Dalio, care a fost testat pe ultimii 45 de ani și a obținut un randament mediu anual de 9,1%. Cea mai mare scădere înregistrată de acest portofoliu de investiții a fost de minus 14,5%. Pentru o perioadă scurtă de timp, și în cel mai prost an, acest portofoliu a avut o scădere de undeva la minus 4%, și în cel mai bun an un randament de plus 32%. Dacă ne uităm peste cum a evoluat acest portofoliu din 1973 și până în 2016, cât timp am găsit un, un asemenea grafic, putem vedea că a avut perioade foarte mici de corecții și dacă ne uităm la nivel anual cum a evoluat acest portofoliu putem vedea că a fost doar câțiva ani în care randamentul înregistrat a fost negativ, a avut a înregistrat o pierdere în 1981, în 1994, 2001 o scădere mică, în 2008, 2007, 2008 randamentul, adică pierderea a fost chiar, chiar foarte, foarte mică. Dacă ne uităm peste alocarea acestui portofoliu în cazul în care vrem să o replicăm și să ne creăm și noi, avem nevoie de uh, un ETF care să investească în, uh, în titluri de stat americane cu o maturitate medie, 15%, un alt ETF care investește în titluri de stat cu o maturitate ceva mai mare, o perioadă de 20 plus 40%, aur 7%, un ETF care investește în mărfuri în general, în afară de aur, și acțiuni de pe piața din Statele Unite 30%. Deci avem nevoie de 1, 2, 3, 4, 5 asemenea ETF-uri pe care să le includem în portofoliul nostru. Poate este un portofoliu ceva mai greu de managuit. Având în vedere că investește în atât de multe, în 5 uh, instrumente uh, Un alt portofoliu uh, pe care uh, Village propune este portofoliu permanent uh, Permanent portofoliu al lui Harry Brownie uh, Este uh, conceput și acest portofoliu, spune uh, creatorul său Că uh, este conceput în așa fel încât să funcționeze bine și să obține randamente bune pe în orice condiții, la fel ca și portofoliul lui Ray Dalio, este compus din doar din patru instrumente, acțiuni, aur, titluri de stat, deci undeva la 50% titluri de stat, acțiuni 25% și aur 25%. Și dacă ne uităm peste evoluția acestui portofoliu, putem vedea că a avut randamente destul de bune. Și vă voi arăta cu ocazia aceasta și un, un, instrument pe care îl folosesc eu periodic, se numește Portofolio Visualizer. Este un site gratuit unde puteți intra și puteți testa tot felul de alocări, tot felul de portofolii descrise în diverse cărți de specialitate și puteți vedea cam cum au evoluat aceste portofolii de-a lungul timpului. Trebuie să intrați pe Portofolio Visualizer, la secțiunea de Asset Allocation, backtest Asset Allocation și să faceți și voi să alegeți de acolo din listă câteva, aveți o serie de, nici nu știu, 15-20 de astfel de portofolii descrise în cărți de specialitate și puteți vedea cum au evoluat de-a lungul timpului. Și să ne uităm puțin la acest permanent portofoliu descris de Harry Brownie, cum a evoluat. Deci dacă am fi investit 10.000 de dolari în 1978 și am fi menținut această alocare până în 2019, am fi ajuns la suma de 274.662 de dolari. Deci o sumă destul de importantă. Avem un randament mediu anual de 8,2% și în cel mai prost an, am fi avut un randament negativ, deci o pierdere în acel an de minus 5,3%. Cea mai mare scădere ar fi fost de minus 13,4% pentru o perioadă scurtă de timp. Și dacă ne uităm la nivel anual cum a evoluat acest portofoliu, putem vedea că doar în câțiva ani am, am avut pierderi și pierderile au fost foarte mici și imediat au fost recuperate în anul următor de, de un randament pozitiv. De exemplu, în 2018 am fi avut un randament negativ de minus 1,8, dar deja în 2019 avem un randament de 15,1% cu o asemenea alocare. Un alt lucru foarte interesant la acest portofoliu Visualizer pe care vă invit să-l testați și să vă creați asemenea portofolii este faptul că puteți compara două portofolii, să, faceți un, să le puneți cap la cap și să vedeți care ar fi randamentele obținute de ambele. De exemplu, am ales portofoliul lui Ray Dalio pe care vi l-am deschis anterior și acest permanent portofoliu și să vedem care ar fi avut cel mai bun randament. Se pare că portofoliu permanent portofoliu, ar fi fost bătut în cazul acesta de portofoliul lui Ray Dalio, dar doar din 2007 putem face acest experiment. Deci din 2007 până astăzi, portofoliu, deși portofoliul lui Ray Dalio ar fi obținut randamente mult mai bune, un 6,8 față de 6,4, nu este o diferență foarte mare, dar și nici cel mai prost an sau cel mai bun an, n-ar fi fost aici diferențe foarte, foarte mari. Trăgând linia acum la finalul acestui video destul de lung, tot ce vă rămâne de făcut este să intrați pe portofoliu visualizer, să vă faceți o alocare care vi se potrivește vouă și să vedeți cum ar fi evoluat un astfel de portofoliu. Desigur, nu este o garanție că va evolua la fel de bine și pe viitor. Sunt doar niște date sau niște teste pornind de la datele istorice și să vă faceți o alocare potrivită profilului vostru de risc. Căutați-vă care este profilul vostru de risc, dacă sunteți mai conservator, dacă sunteți mai agresiv, sunt diverse teste pe care le puteți face și să vă faceți o alocare pornind de la acest profil de risc, după care să intrați pe site-ul XTB și să căutați acolo instrumentele potrivite. Dacă vreți o expunere pe Statele Unite, puteți găsi acolo ETF-uri cu expunere pe Statele Unite. Dacă vreți o expunere pe piața imobiliară din Europa, v-am arătat, găsiți și astfel de instrumente. Dacă doriți o expunere pe aur, găsiți și un astfel de ETF acolo. Deci aveți toate, acolo toate seria de instrumente de care aveți nevoie pentru a vă construi o alocare pasivă pe care să o urmați mulți ani de acum încolo și să obțineți randamente pozitive. Vă doresc mult succes, sper că acest video mai lung v-a fost util și vă doresc investiții cât mai profitabile.